Jale mare. Jale mare, ia uite-o. The final! Înainte de a începe acest vlog, vreau să zic că acesta este cel mai bun vlog pe care l-am filmat vreodată, deoarece avem la valiere și avem o calitate extraordinară și bușește butonul ăla de like și subscribe, dă un share prietenilor ca să ducem seria asta la capăt, iar dacă vrei să o susții până la capăt cu adevărat, nu uita să ții un raport CarVertical cu ajutorul linkului pe care îl pun în descriere, așa mă ajuți să fac proiecte mult mai multe, mai ales să termin proiectul ăsta până la capăt. Vizionare plăcută! Salutare și bine v-am găsit la un nou clip, la un nou vlog cu mașinuța noastră care am cumpărat-o cu un nou proiect. Încă o dată le mulțumim celor de la CarVertical pentru că ne-au ajutat și datorită lor puteți să ducem această serie la capăt. Astăzi vom face ceva interesant pentru mașină. După cum prea bine știți, nu este prea ok, are niște rugină, datorată vârstei și ar trebui să o facem să arate mai bine. Pentru că eu nu știu când pun clipul ăsta, dar o să fie un clip cu MTB-ul și trebuie să pregătesc puțin mașinuța să arate mai bine. Pentru că în halul ăsta s-ar putea să luăm foarte mult hate. Astăzi, împreună cu Justin și Gabi, doi prieteni de-ai mei, vom merge să căutăm o vopsea și să ne apucăm să vopsim mașina. Sper să ne iasă bine, sper să fie ok, sper să vă placă seria asta, așa că bușiți de acum butonul ăla de like și butonul de subscribe pentru că am tare mare nevoie, tare mare nevoie, este o vorbă nouă spusă de mine. Deci, tare mare nevoie de un like și un subscribe pentru că trebuie să facă niște vizualizări frumoase clipul ăsta, dacă mai vreți o serie ca asta, cu o mașină mult mai mișto. Toată lumea râs de mine când a fost vorba de această mașinăță, adică, da, arată rău, avem capotă îndoită, chituită, 14 culori de albastru, nu știu ce sunt astea, bara asta, era rău de tot. Da, știți cum am adus acasă? Ca fi mașina mea și mi-am adus aminte de primele mele mașini care mă duceam la școală, la liceu și copiii râdeau de mine. La școală, la liceu, mamă, asta n-a prea dat-o bine cu școala, că nu prea mergi cu mașina la școală, ce-i drept, dar capota mai se ridica, am mers. Haideți să vedeți schimbarea, mergem să cumpărăm ce avem nevoie și ne apucăm de treabă. O să lăsăm aici frumos un clip în care ne ocupăm de... bestia. După ce am luat vopseaua, o să ne apucăm să curățăm aici frumos unde este, bam, 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 bam. Avem și aici pe pragul ăsta e jale, jale mari, jale. Ia uite aici, mamă, nici nu pot să iau că mă mușc aici și nu cred că e chit, asta este trist. Ba da, e o tonă de chit. Jale mare, ia uite-o. Ia uite-o, cum pleacă și de aici. Tohaiul ăsta cred că este focardă de rugină. Și pe partea asta, nu știu, vedem. Dar ne apucăm de treabă. Mamă, mamă, jale mari. Justin s-a apucat de farul să le facă ce trebuie. Pleacă direct. Și uitați, bă, că a fost niște grindină urâtă. Trebuie să facem cumva asta de aici, să nu mai fie așa urât. O să-i dăm o formă, ceva, să facem ceva frumos. Gata, ne apucăm de făcut frumos aici. În lumea asta foarte mulți oameni mor zilnic în accidente de mașină. Să spunem sute de mii de oameni pe zi. 90.000 de oameni, 100.000 de oameni de foarte multe ori provoacă un accident, dar cei 10.000 ce vina au? Vina lor este că efectiv se duc și-și cumpără o mașină de la un samsar care îi minte pe față, care te minte pe banii tăi și pe viața ta. Vă recomand, verificați-vă mașinile pe CarVertical. Tocmai ce am făcut câteva clipuri și am văzut cât de mult contează această verificare, pentru că CarVertical îți salvează banii, îți salvează viața și îți salvează psihicul, cum să spun. Să știi ceea ce cumperi, să nu fii mințit pe față. Adică uitați-vă în raportul ăsta ce mașină puteți să cumpăra și voi de fapt să nu știți să ați cumpărat mașina aia. Mai mult de atât, ce am putut să obțin pentru voi a fost un link cu 15% reducere pe care îl las în descriere și în comentarii cu PIN, dar dacă vă este greu să folosiți linkul din descriere, puteți să scrieți codul WIZZ când achiziționați un raport CarVertical pentru reducere de doar 15%. Vă recomand, folosiți CarVertical și vizionare plăcută. Că merge așa. E nașpa, ne trebuie șpaclu, ne trebuie șpaclu, că nu merge așa. Gata, am venit cu scula specială ca să fie ce trebuie. Cred că se rupe șpaclu, frate. Asta e chid de calitate. Uite-l, a plecat. A plecat, mă, ce aici? Da, băi, calitate. Vezi, Gabi, că aici a fost muncă. Mamă, a plecat, hai și aici. Ce ai, bă, frate? Aici să facem noi ceva frumos. Mama, am ruginit și plasticul pe mașina asta, este fascinant. Ia uite aici, este ceva frumos. Ia uite. Ceva frumos. Mamă, Laurențiu. Mamă. Aici am terminat, unde mai avem? Hai să mai luăm puțin ca să mai știi tu, ca să mai facem ceva ce trebuie. Uite aici am văzut că am florit. Aici, aici. Asta se ridică mașina, știi dacă ai nevoie. Îi fac aerisire la podea, că asta e cu ventilație de aia pe jos, înțelegi? Așa, îl îndoim frumos. Aici e strong. Au, ce frumos l-am făcut. Îți place? Vă place? Aici lejer intrăm și vopsim peste. O fac la linie pentru că, vezi, aici este ruginită și mi-a spus tataie care era tinichigiu, oh, făcea de-astea. Așa. Vedeți? Și acum vii și vopsești frumos aici. Așa. Așa. E uniform, e uniform. Acum, practic, ce se mai întâmplă? Tot aerul iese pe aici și este mult mai aerodinamică. Pe partea asta să vedem dacă a scăpat. Mamă, vezi că aici e strong. Aici e doar de aia de suprafață. Facem frumos, să vedem ce la unul. Cred că la geamul care se aude. Ce ziceți, băieți? Ia ITP-ul? Gata, ne apucăm de vopsit frumos. Nu pot, nu vreau să mă las. Cred că aveam un buzinar de fermoară mare. Eu am fermoară de alea de mi-am pruncă, că dacă bagi mâna până aici. Dacă vreau să ascult ceva, eu pot astfel. Ia uite ce albastru frumos, frate, nici poem n-au pus așa ceva. A sărit ceva. Un bun vopsitor mi-a spus că nu e bine să dai semnalul jos și trebuie să vopsesc peste jeg. Ca să-i dai așa niște efecte, știi? O, ce frumoasă e acum! Lăsăm un pic capota jos ca să ne apucăm și de dânsa. Ia uite să vezi ce frumos vine acum aici. Gazăm un pic ca să fie ce trebuie. Albastrul carbon. Și nu am să mai vezi, mă, aici. O, ce frumoasă e. Altceva. Ce zici, Găbisule? E frumos. E frumos, frate. E gusturi. Da, bă, trebuie să vopsim și aripa asta, din păcate. Și acum v-am zis că am avut aici, ea a fost adusă, a avut niște probleme cu grindina de unde a venit. Ea a venit departe de tot mașina asta, a făcut țări nordice de-astea și mă gândeam dacă tot are drepturile astea, și am vopsit-o așa frumos și arată bine, mă gândeam, hai să-i facem ceva așa custom, să personalizăm, nu? Hai să-i dăm niște de-astea, să le facem, uite așa. Bam! Și urcăm cu ele. Vezi? Și practic vine așa un V. E haos, frate. Așa dacă o să urcăm puțin cu ele. Frumos! Frumos! E cum e canapeaua de la lui Citon. Și venim și așa pe mijloc. Uite așa. Fac așa un semn ca să știu cum să mă duc cu ele. Pleca frumos, frate, e ce trebuie. Pentru partea din spate m-am gândit să-i fac și așa linia asta de aici frumos, să venim să vopsim, nu? Hai să-i dăm bătaie. Altceva. Frumos, ce trebuie, elegant. Bun, la partea de interior, pentru că mereu mi-am personalizat mașinile și am vrut să fac ceva frumos, mă gândeam să scriu frumos Făbor, dar cu gust, WIZZ. O să scriu și cu mâna dreaptă pentru că n-ajung cu mâna stângă. Direct a plecat, foarte frumos, mie îmi place, o să vă pun după un cadru. A, vedeți ce frumos, ce frumos, a plecat WIZZ-ul aici pe bord și ce să mai personalizăm, că nu mai știu. Bă, ia vezi, mă, a, și acum, a, se vede mai bine lumina acum, vedeți? Practic, polish, frate, uite aici polish adevărat ce am făcut și la stopuri. Lasă-l așa, că se vede frumos așa, știi? Am făcut și pedalele albastre, Justin lucrează aici de zor. Ia vezi, mă. Am făcut și asta, am vopsit și becurile ca să nu-i deranjăm pe ceilalți participanți la trafic și am făcut un pic de design pe capotă, să arate ce trebuie. The final! Deci, sincer, vreau să vă arăt o chestie. Aici am dat cu cecanul la mare, e destul de mare, vi-l arăt acum. Bă, astea-s ca mașini. Adică, micuțul nu-i micuț. Nu-i deloc. Iar acestea fiind spuse, deoarece acest vlog este aproape expirat, nu uitați să bușiți butonul ăla de like, să dați un share pe toate grupurile din care faceți voi parte, pentru că merită. Ce am făcut astăzi este fix 1% din ce o să pătească mașina asta și din ce o să ajungă mașina asta, pentru că o să facem din ea, după ce o distrugem, unicul E39 din lume. Dar nu vă spun încă cum și de ce o să fie unicul E39 din lume, așa că ne auzim pe data viitoare la celelalte vloguri, la ediția asta specială pe care v-am promis-o de acum 2 ani de zile, că o facem sau un an de zile, ceva de genul. M-am ținut de promisiune, un pic mai greu și ne vedem la următorul vlog și să vedem și reacția.